mergem noi, domnule. Ce e, mă, Ilie, cu tine? De ce nu dormi? M-a chinuit un vis cu o purcică albă pe care o sugruma Paraschivă în mijlocul ogrăzii. Ce să fie? A existat o dorință, ca să spun așa, lui Toma Caragiu, care era bun prieten cu Marin Preda, ca eu să fac un film după un roman care se cheamă Marile Singurate, ca lui Marin Preda. Ei, ce se întâmplă? Din mai multe puncte de vedere, lucrul ăsta era oarecum imposibil la vremea aceea, pentru că Marin Preda era un autor clasic și era greu și el și producătorii să dea pe mâna unui debutant. Unde nu de Dumnezeu să avem noi atâția porci cât visezi tu? Vorbești de parcă ai intrat în anul morții. Îl de sus nu rabdă. Achime, abate-o. Fitar moartă de visisică. Lasă te prinde. Ce-i cu tine, Nicolae, mamă? Toma Caragiu a dispărut în cutremurul din 77. Între timp eu am mai făcut două filme, Castelul din Carpați și Ochi de Urs. Și eram în situația în care căutam, ca să zic așa, un scenariu, o temă care să mă exprim, doream eu mai bine. Și așa am ajuns la propunerea cu Moromeci. Săracul băiat! Îl chinuia furisit aia de oaie. Ce era dacă dădeam și noi oile la cioban și-l trimiteam la școală? Hă? După aceea a început problema aprobării scenariului. Pe vremea aceea, aprobarea unui film era o problemă care ajungea, să zic așa, prin treptele cenzurii până la nivelul Comitetului Central al secției de propagandă. Și asta a durat cam vreun an și jumătate, doi. Ce faci, Moromete? Când începă secerea? Păi... peste vreo săptămână, două. Eu încep mai devreme, că de l-am luat de la Boțoghine copt. De vă părăsă, Cristo, sigur. Am intrat la acest film, proiect, cum se cheamă acum, pe vremea aceea se numea doar film, printr-o întâmplare. Zic eu acum, după atâția ani fericită, un coleg de-al meu, un operator de notorietate pe vremea aceea, care trebuia să facă filmul inițial, făcuse și probe. I-au ieșit actele, i-a ieșit viza spre a pleca într-o excursie, dacă nu mă înșel, în Spania, împreună cu soția, și a trebuit să opteze. Vă dați seama ce vremuri erau dacă renunțai la un film de talia asta pentru o astfel de ieșire, adică pare acum glumeață situația, dar atunci chiar nu era. Aveai foarte rar o astfel de ocazie. Sigur, foarte rar ți se ibea și ocazia să faci un astfel de film. Te-ai mai gândit, bă, dai să-l cămola?
Salcă, mă, mă! Ce? Ce vrei? Nu ești putea da foc la cuptor? Bref, m-a rugat să-l înlocuiesc pentru prima parte a filmului. Filmul avea două părți, se desfășura de-a lungul a vreo 3 luni de zile. Filmele se desfășurau de-a lungul a 3 luni de zile și mai bine, dacă nu chiar 4. Și atunci am convenit că așa va fi. Eram într-o situație destul de ingrată, pentru că el, împreună cu Stere, cu regizorul, făcuseră niște probe, aveau un soi de viziune asupra ce și cum. Se stabilise deja că e al negru, ceea ce m-a bucurat foarte tare, eu iubind și atunci și acum, în continuare, acum iubesc un pic degeaba al negru, dar atunci mai era o mică șansă. Repet, și era foarte greu să mă gândesc cum să gândesc, ce să fac ca să împac și capra și varza. Erau niște discuții și de format între regizor și operator și în care eu am intermediat ca filmul să fie făcut pe 1.66, un fel de cașetat, așa se numea pe vremea aceea. O să plouă și la noapte. Și dacă mai dă o ploaie, nu o să mai aibă română ce să facă cu grâu, bălosule. Unul dintre oamenii care și-au folosit poziția extraordinară pe care o avea, Titus Popovici, a încercat să boicoteze, să zădărnicească realizarea filmului. Eu am spus că nu atât pentru mine, pentru că totuși eu eram un om care făcuse 3 filme, dar nu reprezenta cine știe ce în ochii lui Titus Popovici, ci pur și simplu zic eu că era vorba de Marin Preda. Ilico! Hai, Dadi! Adu-și fac 300 odată! Oh, ce tip așa? Ce te-a apucat vrednicia? Să-i dau una! Ile! Am reușit să intru în producție și să înceapă munca efectiv de căutare a locurilor, a distribuției și a tot ceea ce înseamnă pregătirea unui film. Treceți la masă, mă, ori vreți să vă chem cu lăutari? Unde intră, mă? Unde intră, mă? Vitea turbare să te rovească. Lasă brânza jos. Lasă brânza, auzi? Păi acum dă-i și apă. Acum o să mâncați câinele. De ce fază mâncăm câinele? E bun câinele de mâncat, ha? E bun să te mănânci el pe tine. Dacă nu o să mă duc în lumea și o să vă las și moarte să vă ia pe toți. Acțiunea romanului este undeva spre 38 și eram în 85. Deci, practic, era foarte greu să găsești ceva care să nu fi fost atins de, știu, construcții, antene de televizor și alte lucruri de genul ăsta. Până la urmă am găsit undeva în Teleorman, se cheamă Talpa, sunt trei sate cu această denumire. Și acolo am refăcut o zonă, erau trei case, din fericire nelocuite, și atunci am putut să să umblăm la ele în așa fel încât să dăm impresia de autentic. Du-te, Fado, să dito și adu-ți o pernă. Ăștia nu sunt stare să facă măcar un scaun. Da, tu de ce nu faci? Tot eu să fac? Taci, Fadingure. Păi tu n-auzi ce zice colțatul? Zice colțat. Taci, Fadingure. Moromeț era în manuscris, într-un sertar, al lui Marin Preda, iar Marin Preda nu avea curajul să-l publice.
A fost nevoie de intervenția unei femei foarte speciale, e vorba de Aurora Cornu. Întotdeauna se spune că în spatele unui bărbat trebuie să stea o femeie puternică și bărbatul devine foarte puternic, care a citit într-o noapte acest manuscris, l-a luat pur și simplu, l-a publicat și Marin Preda a devenit unul din marii scriitori români, iar romanul acesta este un roman reper în literatură. Să se ducă ăsta cu oile la București? Cine să se ducă la București? Achim. Băi, oraș ăsta. Dar vezi și tu. Nu poți să dai la sapă și la secere și să n-ai de mâncare decât știri și ștevie. Filmul lui Steregulea este un film aproape religios în formă și filozofic în conținut. E vorba de nu atât de familia moromeților, de altfel foarte bine vizualizată, iar interpretul Rebenciuc este absolut remarcabil, e poate unul din marile roluri alături de cel din Pădurea Spânzuraților, nu? Ci mai degrabă este vorba de originea acestei nații, de o zonă aproape antropologică, de observare a unei anumite rigori comportamentale, o epocă, un timp de adaptare, o psihologie a țăranului român autentic, cum rar au fost surprinse. Tunilă și Paraschive, voi când plecați? Când ajunge Achim la București, trimite vești, luăm caii și plecăm. Trebuie să fugiți înainte de seceră, să n-aibă cine să le secere grâu. Și să luați și caii, că e caii voștri, e averea voastră. Paradoxal este faptul că nu m-am văzut niciodată jucând, interpretând personajul lui Ilie Moromete. Îmi plăcea foarte mult, îl iubeam foarte mult, dar nu mi se părea un personaj pe care eu l-aș putea juca, pentru că eram influențat într-un fel de toată nebunia care, tamtamul care se făcea atunci, țăranul, tipul țăranului, țăranul român, țăranul, eu nu sunt țăran, n-am pe țăran, n-am niciun fel de dispreț față de țăran, din potrivă, îi admir foarte mult. Dar m-am născut la oraș, am crescut la oraș, n-am avut rude de care să știu în provincie, la țară. Nilă! Bă, Nilă! Hai că dau eu! Ce, bă? Vino încoa! Ce vrei, bă, de la mine? Vino, bă, când îți vine! La tine, mă! Hai! La tine! Nu știu să-mi... Inițial, Stere îmi propusese să-l joc pe Dumitru Alunae. El avea alte idei pentru rolul lui Moromete, lui Ilie Moromete. Cel care trebuia să joace în viziunea lui Stere Moromete n-a putut. Acel mare, 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 uriaș, mare actor, nu mai sta acum printre noi, l-a refuzat pe Stere. Și eu eram... Mă bucuram de amiciție din partea dânsului și la un... după premieră, eu tot i-am zis în timp ce se făcea filmul că domne, că de ce? Nu, domne, nu. Mi-a fost frică, da, nu e de mine, eu nu știu, săran, în fin. La ieșirea de la premieră mi-a zis, ți-am zis eu că Rebenciuc e foarte bun, eu nu puteam să fac asta. La mulți ani după aceea, filmând împreună un film, mi-a recunoscut că da, domnule, mi-a fost frică de personaj și îmi pare rău acum, într-adevăr, îmi pare rău că l-am făcut. E vorba de Dinică. Atunci a zis, hai să încercăm cu mine. Și a încercat cu mine, am făcut o probă, proba era bună, dar eu m-am speriat. Mi-a fost frică. Pentru că, domnule, nu mi se părea abordabil din punctul meu de vedere personajul. Și... am fugit. Bă, trebuie la o parte. După ce am făcut șpagubă, vrei să-ți uși în spinare. Ce îți devine că ăla mi-a luat oile la ocol? Bă-te la o parte.
Problema mea era, dom'le, cum să fie un țăran? Cum să fac eu un țăran? De unde scot eu un țăran? Dar m-am gândit, stai, dom'le, am jucat un rege și n-am fost rege. Am jucat un, mai știu eu ce naiba, am jucat un șofer de camion și n-am fost șofer de camion. Ia să vedem de ce, cum mă pot apropia de rolul ăsta. Și atunci m-am gândit, este și ăsta, țăran fiind un om, și un om care are probleme cu fonciirea, cu cei copiii lui din făcuți cu mai multe neveste, cum să-i împace pe toți, cum să își păstreze proprietatea la un loc acolo pentru ca să aibă ei ce mânca și ce vinde mai târziu. Aoleu! Aoleu, ajută, tată! Mai... Nu, nu-i da! Tata! 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 Mai faci! Mai faci! Nu mai fac, mă! Nenorocitule! Paraschive! Nenorocitule, ce ești? Și tu, mă, Nina, mă! Atâta vreme cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu să plecați! De ani de zile mă zbat să nu vând în pământ, să vă rămâie vouă întreg, orbilor și sălbaticilor la minte! Și acum săriți la mine și la ăștia că v-am furat munca voastră! Pământul rămas întreg, paraschive smintitule, acolo e munca voastră, bolnavule de avere ce ești! Echipa era bună, distribuția era bună, toți actorii care jucau erau bine în rol, bine distribuiți și jucau cu plăcere pentru că cartea în sine era foarte cuceritoare, așa, și fiecare rol avea seva, avea adevăr. De altfel, eu cred că romanul însă și este un scenariu cinematografic gata făcut. Nile, până răsare soarele, trebuie să-l trântim la pământ. Salcâmul ăsta? Păi de ce să te în salcâmul? Într-adins, Nile, ca să se mire proști. Hai, pune mâna, nu te mai uita așa. Hai! A fost o secvență foarte frumoasă, care mi-a plăcut foarte mult. Secvența cu salcâmul și prăbușirea aia salcâmului, ceva extraordinar. A fost acolo, pe loc, nu știu, în film, dacă e aceea senzație, dar noi am avut o senzație extraordinară când cade salcâmul ăla, uf, odată așa, cât e de mare. Dinos! Dinos! Hai! Dinos! Am dat un anunț ca oamenii sătenii să vină cu lucrurile vechi, pe care unii dintre ele mai păstrau în diverse condiții și am găsit lucruri și adevărate și, cum să vă spun, cu patina aceea. Ați dreacu cu liberalii și cu țărăniștii voștri cu tot. Ce dracu, bă, ți-o gurlane în jur pe acelea. Crezi că o să ne progopsim noi mai mult ca tine? Faci și tu politică, du-te, drag. Păi asta e politică ce faceți voi, mă? Dar ce e, bă, țugurleane? Prostia din capul vostru, asta e. Mi-a Moromete, ai fost consilier comunal. Și ce ai făcut? L-ai ajutat pe Aristide să se îmbogățească, asta ai făcut. Mai bine v-ați tu unea de politică și voi și eu. M-am trezit chemat la Moromeții. Sigur, nu pentru alt rol, ci pentru Țugurlan, în care eu nu prea mă vedeam. Ca toată lumea știam cartea, am și revăzut-o atunci. Nu prea mă vedeam, ne-am disperat. Ce să fac eu acolo în rolul ăla? Mă luai după prostul ăsta. Haide, bă, Țugurlane, pe la fierărie să discutăm și noi politică. Îi arde să asculte palavrele lui Moromete. Și când încearcă și eu n-am lumii, să zică și el o vorbă de cocoșile, o retează, tași că ești prost. Dar de ce e prost, bă, de ce? Că n-are ca voi lot? Că v-ați zis voi ca orbii? Și că v-ați văzut cu pământ? Dă-i măsa pe ea care n-a luat! Mă, legi rahat. Și întâmplarea a făcut că atunci la costume, hainele erau țărănești. De la un moment dat am ochit o pălărie. Și zic, dă-mi pe aia. Și o pun pe cap.
Mă uit în oglindă și zic, asta e. De la pălăria aia s-a născut Țugurlan. Băi, eu te bag în Dumnezeii, mă, din auzi. Du-te, bă, dracu, dar ce... Lasă-l, Dumitre. Eu am înțeles ce vreau să spun. Ascultă, băi, Țugurlan. Dacă mă scola cură, mă ieci în șanț. Du-te în pace, trebuie la Crăciun, și bate cu cine vrei, nu vrei pace. E greu să vorbesc despre ceva. Ceea ce am făcut. Eu ce am avut de spus, am spus. Câteva cuvinte, am fost distribuit în acest rol de domnul Stere Gulea. Am făcut costumul împreună. M-am simțit extraordinar. Promete! Ești acasă, mă? Da! Bună seara, Catrino. La el azi le dau bună seara, că nu merită. E proști. Dă-vă și tu o țigare. Colectivul, partenerii au fost minunați și ce să vă spun, a ieșit ce a ieșit. Moromete, te-ai mai gândit bă la ce spus eu de dimineață? Vă-ți dau bani frumoși pe el. Locul? La ce dracul mai ții? Stă de atâția ani acolo și crezi că aici pe el. Să zici că ți-l cumpără careva, nu e bun că e înghesuit. Dar ca să fac un coșar pe el, e bun. Bună ziua, Neilie! Noroc, nea! Noroc, mă. Bălcul ăsta? Al Bâldii. Cinematografia care se practica atunci îl ținea pe actor mereu în priză. Și era extraordinar acest lucru, era ca o stare de veghe. În primul rând, actorii lucrau cu regizori mari. Și în al doilea rând, lucrau pe partituri unde se puteau manifesta. Unde puteau crea, așa cum zic eu, destine, nu roluri. O fi însurat? Nu. No. Ce te miri? Păi tu n-ai văzut? Ce să văd? N-ai văzut, bă, ce urât e? Îl dau dracului de om, care eu îl întreb una și el face pe surdul. Las că vii tu la poarta mea. Păi bă, bănosule, bă, degeaba te super, bă. Nu e locul meu, bă, e al soră-mi. A fost o întâmplare norocoasă, ar zice filmul acesta, pentru că Stere Gulea, care era într-o formă bună atunci ca regizor, a avut noroc și un operator extraordinar, de Vivi Drăgan, și a avut noroc de o distribuție cu actori care încă mai știau starea de veghe. Toți actorii care au jucat acolo erau antrenați, ceea ce astăzi nu se întâmplă. Actorii joacă sporadic, iar cei care joacă mai mult, aceia sunt distribuiți pe aceleași partituri. Și din cauza asta nu apar vedete. Ridica voi ochii spre ceruri. Voi prea slăvi mărirea ta. Și dă-ne nouă, Doamne, cât mai multe leturghii și colive și adă cât mai multe proaste la biserică, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ce să mai bucură Satana când te aude vorbind? Uite așa bate-n pumn de bucurie. Dă-te, fădacile. Vasilei! Bă, tu n-auzi? Ce e, bă? Negru trebuie să-ți mai fie sufletul ăla de păcate și de tutun. Ce vorbim noi, domnule? În 2012 suntem, da? Filmul s-a făcut în 85. Deci, cum vorbim noi după atâția ani de minunea asta de film? Ilie, de ce te-a salcă, mă, Ilie? Așa de rău am ajuns? Eu nu m-am gândit să fac film. Eu m-am gândit să fac teatru. Elisabeta Bostan a zis, vei face film, și lucram mult cu colegii de la operatorie, de la regie, așa, și la un moment dat am auzit că o să se facă acest film. După părerea mea, Stere a avut mare curaj. A reușit să
atingă Everestul. E bine, Ilie, că îi dai drumul să ducă cu oile. Așa fac copiii oamenilor și de-aia o duc bine. Numai să nu răbdăm noi pacirea degeaba. Eu am spus de multe ori, și dacă rămâneam numai cu moromeții, aș fi fost foarte mulțumită, pentru că este minunat să ai la îndemână un scenariu bun, o regie bună, parteneri excepționali, pentru că singur nu ai cum să fii bun în niciun spectacol de teatru sau într-un film. Deci eu am zis că Dumnezeu a fost acolo cu noi, altfel n-am fi putut singuri, zic eu, pentru că prea au ieșit toate minunat. Ilie, Ilie, mie să-mi spui limpede, dau orba. Să știi că al minteri eu vând un pogon din lotul meu și dau băiatului bani să se ducă la școală. Am un sentiment de căldură și de bucurie că am trăit în această viață, acest eveniment. Ilie! Ce? Ce-i cu voi? Uite, Ilie, ce ala m-a ajuns. De ani de zile îți spun. Îți zic să treci jumătate din locul de casă și pe numele nostru. Să ne facem și noi o colima acelea. Și să rămână ei aici. Că i-am crescut ca pe copiii mei. Și acum s-ar cu pumnul să ne omoare. Ce ai tu? Ce te-ai apucat? Ce tot întrebi? Barem de la ai fi eram tot timpul cu cartea în mână ca să urmărim și evoluția scenariului și a personajelor și mi-aduc aminte că am insistat foarte mult pe lângă Stere ca să punem în scenariu și să filmăm scena bătăiei, care până la urmă a devenit cheia de boltă a filmului, care în scenariu nu, în scenariu inițial nu exista. Toate lucrurile se petreceau în off și exista un prim plan pe fața lui Nicolae, care, mă rog, trebuia să înțeleagă cum primea el, cum primea toată povestea asta. Alu Căinaru și alu Burtică, care sunteți? Care sunteți, mă? Veniți încoace. Uite, Neache, mi-a spar cap. Tu ești, mă? Da. Vino încoace. Ce zici, mă, că ți-am făcut? Zi, mă, ce ți-am făcut? Neache, mi-a bătut. Tragi dracu din gură, urâtule. Îl vezi pe frate meu? Bă, îl vezi pe frate meu? Du-te și dă cu el de pământ. Hai, du-te și dă cu el de pământ. Mă, tu nu înțelegi ce spun eu? Îl vezi? Îl cunoști, nu? Repete-te la el. Dă cu el de pământ. Du-te, mă, și dă cu el de pământ. Du-te, mă, și dă cu el de pământ, mă! A fost problema cu fumatul. Eu mă lăsasem de ceva vreme de fumat, nu mai aveam nicio problemă cu fumatul, nu aveam niciun fel de nostalgie a fumatului. Și în general în film și în piesele de teatru în care trebuia să-mi aprind nervos o țigare, așa cum scrie de obicei în indicațiile regizorale din paranteze, eu ziceam, mă enervez fără țigare. Dar aici n-am putut, pentru că personajul era atât de legat de țigare și de tutun și de fumat, încât oricât m-am uitat eu și l-am întors pe toate părțile să văd cum să fac, nu s-a putut. Așa că mi-am asumat riscul ăsta și am zis, hai să fumez. Da, fiecare cadru fumam, amețeam, începeam să văd stele verzi pentru că nu mai fumasem de foarte multă vreme. Am avut o mare problemă că atunci mă lăsasem de fumat și eu și Rebenciuc și noi trebuia să fumăm din chiștoace tot timpul și ce ne facem? Nea Victor zice, bă, nu știu ce fac, eu mă reapuc. Nu. Și am cumpărat de la o farmacie, am cumpărat țigări antiasmatice, care sunt făcute din ierburi nenorocite, de lustră, să cureți plămânii. Și numai de-alea fumam noi din alea și de atunci și domnul Rebenciuc își cumpăra țigări, dar și fuma țigări, dar fără filtru. Bă, țugurlane! Bă! Ia o țigare, țugurlane. Aș vreo 600 moromede. Ce, dube? Da. Na. Dar vreo 500 tot ies. Am fost foarte bucuros că n-a rămas Fiscuteanu în rolul, era Fiscuteanu în rolul pe care l-a jucat Nino Anghel, polițistul, pentru că Fiscuteanu avea o mână foarte grea. Ia reveni, mă.
Să mă faci tu pe mine hoț, ha? Dumnezeu, măti. Dar de ce te-a făcut, mă, hoț? Dar tu ce te bați, mă? De ce m-a făcut hoț? Să spun eu de ce? Ce să spui, mă, ce să spui? Prin țeava aia din făina oamenilor, de-aia te-a făcut hoț. Sau vrei să zici că nu e așa? Ha? Ce ai zis, mă? Bătaia aia, acolo Nino era blând, dădea așa cu milă, actoricește, cu fiscu, știu că m-aș fi îmbolnăvit, cred. Fugi, fugi, fugi! De ce să fug? Adenastase s-a dus după ajutoare, hai! Cum ei sunt hoți și o să fug? Ei s-ar cupând mâna mine și o să fug? Să stăm aici cu toți, să cântărim sacii! Îi dau în judecată! De ce să fug? De ce dai mine, domn șef? Las că-ți pui eu la post, hai! Alumii ai, ai și tu la post! De ce dai mine, domn șef, dacă nu știi despre ce e vorba? Aoleu, nu știu despre ce e vorba. Nu ești tu ăla care a sărit și a dat cu pumnii în domnul Tache? Nu, el a sărit cu pumnii la mine. Da? Da. Și de ce n-ai venit la mine să-mi spui? Ce, eu sunt aici de florile mărului? Ne-am propus și mi-am propus niște lucruri la film de care m-am ținut cu dinții, apropo de un anumit tip de lumină, ca filmul să fie filmat la orele descrise în roman. Să nu uităm ceapa. Bă, unde-i Nicovala? Ah, uite-o. Mamă, Sara, aoleu, am uitat Sara. Dar capul de ce nu ți-l-ai uitat, să știi, mare mosocoteală. Haide să o dat. Nicolae! Păi, Nicolae, dacă era bisisica, mai dormeai și tu. Discutând cu operatorul, am ajuns la concluzia că trebuie să folosim cât mai puțină lumină, mai ales în exterior. Doar, cum să vă spun, și în situații sau dacă era într-o zonă umbrită să fie. Deci a fost o preocupare până la urmă a devenit a tuturor ca lucrurile să fie adevărate a ievea. Toate orele din zorile sunt filmate în zor, de multe ori la 4-5 dimineața plecam la 3 de la Alexandria ca să ajungem să dăm motor la 5. Pentru că geografia curții, spațiului lui Molomete era foarte limpede. Soarele răsărea din dreapta față de casă și apunea în stânga. Deci nu te puteai juca să filmezi, ceea ce de multe ori în alb-negru se practică, zorile să le filmezi în amurg. Nu se putea datorită acestui loc. De aceea, e foarte bine respectată ora din zi la care se face referire în carte, la care am filmat și noi. Iar în afară de 2 sau 3 pințe, cum se chema pe vremea aceea, totul este filmat la lumină naturală, a focului, a zorilor, a murgului, în interior a luminii de la vatră. Scenariu era după roman scris de mine. Dar în fine, eu l-am scris, cum să vă spun, încercând să-i dau turnura pe care o presupune o dramaturgie scenaristică pentru cinema. Nu luam bucățile așa din scenele din roman și le transferam ca atare. De altfel, în perioada în care l-am scris scenariu, nici nu țineam cartea pe masă, pur și simplu încercam să dau eu din. Și asta a fost bine pentru că în felul ăsta cred că s-a creat o anumită structură pentru cinema.
Bă, când s-a împăcat ăștia cu bălosul, bă, devine de secera la el. Știu eu, voicule. Bună ziua, Neili. Bună ziua. Bună birică, tate. Bă, să vezi că ăștia sunt ca era. Bună ziua, Nea Tudore. Stai. Nea Tudore, am venit la secera, hai ne înțelegem ca oameni. Ce vrei, mă? Crezi că mă socotesc cu tine? Una. Puteai recrea un destin din Bălosu, chiar dacă nu era un rol de întindere mare, dar Bălosu, în, cum se zice, în economia filmului, era foarte important pentru că reflecta într-un anumit fel clasa aceea, salcâmul și toată puchicenia aia lui, zgârcenia aia lui și rapacitatea asta pentru avere reprezenta o clasă care a murit. Nu mai putem naște acum, nu se mai poate reface. În al doilea rând, era un tip care avea un defect fizic și care l-am exploatat foarte mult. Avea un ochi bolnav, avea un ochi deformat. Probabil i-a intrat un lemn în ochi când mergea la pădure cu cai. Deci erau două lucruri care îl fac pe un actor să se mobilizeze și să aibă bucuria de a face, de a crea. Pentru că dacă n-ai bucuria, nu iese nimic. Mă, Lubirica! Lasă-l să latre. Mă, tu n-auzi, mă! Ce, mă, ăsta-i lotul lui Tactu, mă? Ce cauți tu pe lotul nostru, mă, împași Dumnezei de hoți? Mă, te îngrop aici, mă! Dă-i în Victor, mă, paștele, mă, te hoți! Stai, băi, stai, bă, Tudore, mă, ce faci, băi, tu, toată fiesta se furcă la bătaie, stați, bă, ce dracu aveți, bă, oameni buni, bă. Băi, Tudore, și tu, băi, bă, să poate, bă, ce... Du-te, mă, la urmă! Ți-i dă-i mine, Birica. Dacă mă dă aici. Du-te, mă, la urmă. Mine. Lasă-l în pace! Să nu zică lumea că a venit fată la mine și am gonit-o. Hai. Al treilea lucru extraordinar care a fost la film, am lucrat într-un cadru de iubire. Nu știu dacă au fost scandaluri, că la toate filmele mai e câte un scandal, ba uită cu tare, ba nu se face cu tare. Dar aici era, de exemplu, eu cu Victor Benjuc am fost într-o relație foarte bună. Mâncam împreună, povesteam împreună, veneam, că nu dormeam acolo, veneam împreună la București. Am avut aproape toate scenele împreună. Și chiar zilele trecute m-am întâlnit cu el și ne-am reamintit de povestea filmului și de plăcerea de a te manifesta plenar ca artist. Mă face să lucrez în Sfânta Zi de Duminică. Victorie, hai bă și ia o țuică cu moromet. Ți-am mai spus, tată, că nu obișnuiesc țuică dimineața. Dar de ce zici tu, Victorie, că nu bei țuică? Ce, ai stomacul deranjat? Nu, Neilie, dar nu obișnuiesc. Noi obișnuim? Practic, într-un fel, moromeții și reconstituirea anunță, chiar dacă pare o speculație, anunță aceeași economie de mijloace pe care a promovat-o și o promovează în continuare noul cinema românesc în zona minimalismului. De fapt, minimalismul este o economie de mijloace cu maxim de efect, pentru că un cadru secvență este mult mai greu de făcut, deși ține de minimalism, decât o secvență cu foarte multe cadre unde montajul poate să intervină și poate să salveze. Într-o secvență cadru, gen 4-3-2 sau Moartea lui Lăzărescu sau Moromeții, formula stejarului, adică formula salcâmului, tăierea salcâmului, practic ești aproape într-o nuditate, adică se observă orice defect, orice moment nesemnificativ într-o interpretare sau într-o formulă a încadraturii, a picturalității cadrului. Hai bă, hai scoate aici! Hai, n-auzi? Dă-te bă la o parte, n-auzi? Oh. Oh. Bă, tu n-auzi, vine la o parte? Oh.
Ilie, lasă-l mă în pace, că până acum a plâns. I-a spus ăștia cartea. Ce-ați făcut, bă, cu cartea băiatului? Ha? Cine întrebă noi? Trebuie pe Ilink. A fost foarte bun material. Inițial, cred că filmul avea, într-o primă schiță de montaj, cam... Cred că avea 20 sau 22 de acte. El în copia finală are 16 acte. Sunt 16 acte de film în două serii, în 16 acte de câte 290 de metri. E, a trebuit ca să găsim ceea ce era necesar pentru povestea noastră, pentru povestea cinematografică, de păstrat în cele... Într-o durată ceva mai scurtă. Nimeni, sigur că există de fiecare dată atunci când lucrezi la un film, există corsetul acestui, cum să zicem, duratei pe care la care te obligă producătorul. Dar atunci când plec la lucru, la un nou film, încerc să uit prima dată de acest lucru și încerc să-mi construiesc un schelet cât mai logic de, cum îi spune, de desfășurarea narațiunii cinematografice pentru a putea valorifica ceea ce este cel mai bun, optimul cu care se întoarce echipa de filmare de pe platou. Da? După ce stăpul ai plecat? Da, mă, plecăm. Hai, bă, bagă aici. Nu e așa că vă întoarceți tocmai la toamnă? Așa. Hai, mă, Achime, să mergem. Când mai ajungem noi la București? Ce e către noi? Ce crezi, că se mută București din loc? Hai, Brunel, e două dracule. Partea a doua a filmului a fost cea care a suferit foarte multe, foarte multe transformări. În privința, să zicem, eliminării unor momente, eliminării unor cadre, eliminării unor secvențe sau completării unor, cum îi spune, cu cadre și secvențe cerute de către vizionările de la acea vreme de către casa de filme și de către, mă rog. Ce vrem? Plătește concire. Bine, am plătit-o. Maromete, uite, domne, care e chestia. Plătești ori nu plătești? Ai făcut 500 de duble cu grâu. Păi acum nu mai merge cu făfârlica. Păi tu n-auzi că grâu n-are preț? Cum vrei să dau grâu cu 27 de lei dubla? Pe mine asta nu mă privești. A fost foarte greu și din punctul de vedere al lui Stere și al lui Vivi de a integra completările vizuale. Există o secvență undeva către finalul filmului în care unul din personaje este prins undeva într-o pădure și este bătut de către niște legionari. Și a fost foarte greu de integrat în interiorul material deja filmat. Asta odată. A doua oară a fost de găsit, de regăsit, să zicem, atmosfera aceea pe care echipa o avusese cu nu știu câte luni înainte și pe care acum trebuia să o recreeze, nu neapărat în spațiile, să zicem, în același spații în care nu s-a putut întoarce în același spațiu unde a filmat acum vreo 8 sau 10 luni de zile, ci undeva în apropiere de București. Ilie! Dumitru! Dumitre! Păi se poate, domnule? Aș pe măsa, mă, Moromete, cu facultățile lui. Când le-a rupt picioarele atunci la fierărie. Bine, măi, cocoșilă. Se poate ca stârpitura de Victor să-l bată pe Dumitru? Eu v-am spus că nu-i de glumă cu legionarii ăștia, dar nu m-ați crezut. M-a dus în fiecare zi când am avut filmare. Rebenciuc venea cu mașina din București și mergeam împreună cu el.
Au fost și momente mai grele, cu ploaia. De asemenea, au fost secvențe care a trebuit să le reluăm din cauză, pentru că de la laborator nu ieșeau cum trebuie și trebuiau refăcute. La masă. Voi n-auziți? De ce n-ați încălzit, frate, fasolea asta? Eu credeam că e rece. Ce să fie rece, mă? Fasole! Fă acolo după foc! Of, îți arde de prostii. După ce că nu muncești, nici nu taci din gură. Dar ce am zis eu, frate? Pe de unde să știu eu că arde? Dar au fost multe probleme, multe lucruri amuzante și neamuzante care s-au întâmplat acolo. Îmi aduc aminte că îmi căutam o cameră în satul ăla ca să am așa un loc în care să pot să stau, să mă odihnesc puțin, să ies puțin din atmosfera zbuciumul care era pe platou acolo, la locul de filmare. Și am ajuns într-o curte unde erau foarte multe butoaie pline cu corcodușe puse la borhotit pentru țuică. Și am intrat acolo și îi spun ăstuia care proprietarul de acolo, zic, domnule, da, zic, o să faci la țuică aici? Și da, păi, o să iasă vreo 60-70 de vedere, o să iasă de aici. Păi și ce faci cu ta țuică? Ce faci? O vinzi? O vând, o beau, două dracu. Și el, așa că asta era de seara cu arăta că băuse multe vedere de țuică la viața lui. Antoane! Dă-ți masă cu ochii! Eu ce acasă și spui mădii că trăierăm la amiază. Să tai așa o găină. Tu te-o ce stai? Lasă-mă! Tu să caut în chichița lăzii. Îți dea să cumperi o litră de țuică. Executare! Întâmplarea nenorocită a fost că Shirley a plecat din țară și a trebuit să-i se schimbe muzica. Nu știu cine a făcut muzica actuală, cea care a rămas în film, e foarte bună, dar comparativ cu ce făcuse Shirley, eu am avut o mare durere la premieră. Și Stelgulea, regizorul, și operatorul, și scenografii, și toți erau cu noi. Și tot ce făceam, făceam pentru că aceasta este o muncă colectivă. Nu pot singur. De-aia un artist, un scriitor, da, stă la masă și scrie. Un pictor își pune pânzele și pictează. Dar un actor și chiar un regizor este legat de ceilalți. Și este legat în două feluri. Odată ca grup de valoare, deci dacă grupul e de valoare, și odată ca mesaj. Dacă un film nu transmite mesaj, dacă un film nu emoționează printr-o poveste simplă, el n-are sens, nu are finalitate. Asta a fost filmul Moromeții. Ia ascultați, bă, ce zice majestatea sa. Agricultura este ocupațiunea principală la noi. Dar dacă este ocupațiunea manuală principală a românului, nu este totdeauna și ocupațiunea lui mentală. Ia uitați-vă cum a rămas Moromete. Ce cu tine, bă, Moromete? Ce, nu mai știi să citești? Adică ocupațiunea ta mentală, cocoșilă, e la alte prostii. Eu cred că și reconstituirea, și Moromeții, și aș mai adăuga proba de microfon și croaziera, și aș mai adăuga secvențele lui Tatos,
poate anticipează sau în orice caz promit că ceva se va întâmpla cu cinemaul românesc în sensul autenticității unei replici, a unor personaje, a unor situații și, de ce nu, a unor tipuri de a prelua elemente din marea literatură și a le duce într-o zonă de supratemă sau de parabolă sau metaforă cinematografică. Pot să citez numai momentul Salcâmului, moment foarte important pe care Stereguia l-a sesizat foarte bine în film, pentru că Salcâmul este elementul principal al întregului roman. Odată cu tăierea Salcâmului se produce curba descendentă. Să nu uităm că și în nuvele Marin Preda a avut o nuvelă cu această tăiere a Salcâmului, reluată după aceea în romanul Moromeții. Salcâmul acela nu e doar un pom, este o stabilitate, este un reper, este trăinicia familiei, așa cum și pământul e trăinicia unei familii și unor destine. Și nu întâmplător, odată cu tăierea Salcâmului, undeva în planul 2, într-un cimitir, se aude un bocet. Tu mă auzi acolo unde te-ai dus? Roagă-te la Dumnezeu să mă ia și pe mine. Că m-ai lăsat singură pe pământ. M-ai lăsat singurică și nu mai pot. Păi, bă, săraca. Nu mai pot să-mi duc. Așa e. Tot timpul erau telefoane ca să opresc filmările, să mă duc să vizioneze împreună cu mine și să-mi recomande tot felul. Eu aici am adoptat o tactică oarecum luată de la Moromete, cu foncirea și cu perceptorul, că nu spuneam niciodată că nu vin, dar că nu pot acum. Și ei se luau cu alte treburi și mai aduceau aminte după un timp, ce cu ăsta, tot n-a venit. Așa, și iar mă suna și spunea, da, sigur că da, dar uite, sunt, adică, cu lume multă, nu poate fi decomandată, costă atâta. În momentul în care le puneai problema costurilor, dădeau un dărăt. Și în felul ăsta am reușit să termin filmările, mă rog, nu chiar toate, o parte le-am transferat pe lângă București, am mai găsit niște locuri pe la Lipia și pe în alte părți, pe în zona asta a Snagovului, așa, și am mai filmat și acolo. 75%, dacă nu mai bine, este filmat cu un singur obiectiv, obiectivul de 25, în care personajele vin, ies din cadru, intră în cadru, au o anumită distanță față de cadru, chiar prin planurile sau planurile medii filmate cu astfel de optică. Și întotdeauna camera pentru Moromete, pentru Ilie Moromete, era pusă mai jos decât nivelul actorului. Mă rog, cu gândul de a crea un personaj, hai să spunem, puneți ghilimele și nu râdeți, monumental, pe de altă parte, de a avea volum imaginea, de a fi o imagine, cum să zic, care să aibă anumită agresivitate, forță, să zicem. Filinco! Haide repede! Ia-le ștupare de acolo! Hai, fa! Hai, ia că te poți! Hai mai repede, să nu te întâlnești, că ia-o prin dos! Haide! Noi, băcine, mai avem băbuța! Ah, sigur! Moromete! Moromete! Plătește foncirea, bă! Moromete, plătește! Agentule, o să vindem și o să plătim. Catrina, ca tip de forță și de ce reprezintă o femeie ca ea, a fost înainte de a lua noi contact cu Catrina lui Marin Preda și în mod categoric există și va exista întotdeauna. Sunt
Să vorbim de femei, ca să nu mai vorbim la modul general. Sunt multe femei puternice. Multe, multe. Nu le știm. Viața nu e simplă, chiar și pentru oamenii realizați. Unii îmi spun mie, ce bine că lucrezi. Am terminat un film cu Călin Nesăr, acum o să mă apuc de filmul cu Stere. Ce bine că lucrezi, ce bine că lucrezi. Da, zic, da, mi-e teamă. Da, dar tu ești un om cu forță și... Forța asta e foarte importantă. Eu am. Dar forța asta, de exemplu, nu mă face să fiu scutită de... Hai să-i zic, cum spun eu politicos, de grija pentru fiecare personaj pe care trebuie să-l fac pe teatru, pe film. Nu mă scutește această forță. Că plecăm de la Catrina Moromete. Taigule, amintesc, e frig rău. Hai, mă duc jos. Cred că studiul istoriei și al istoriei corecte nu este o prostie pentru o nație și cred că cei care încearcă să ne distrugă istoria, zicând că este minciună, că este falsificată sau că nu mai știu ce, este inventată, o fac deliberat pentru că ei au o istorie pe care și-o respectă în totalitate și ne învață pe noi să nu ne respectăm. E, filme ca, eu cred că arta este cea care se opune total globalizării. Pentru că arta e cea care conservă obiceiuri, gândire, cutume al unei epoci. Și cred că filme ca Moromeții sunt filme care dovedesc, fără să și-o impună, fără să o arate în mod special cum vreau comuniștii bătându-se cu pumnul în piept pentru diferite prostii, un filon și o tradiție sănătoasă a acestei nații care trăiește pe acest pământ și care este singura nație din Europa care n-a năvălit nicăieri, a rămas. Este. Jucați tot călușul. Filmul Moromeții este un film fundamental pentru cinematografia românească. Îmi pare rău că trebuie să spun tot un film în care a jucat eu, Iacob, care de asemenea este un film fundamental pentru că reprezintă o altă clasă, o altă față a românului, aceea a românului care moare încet, fără să reacționeze, cum murim noi acum toată țara. Murim încet, intrăm în găuri de râme pentru că n-avem reacții. Lăsăm lucrurile să meargă așa, partidele își fac mendrele, primarii adună câinii vagabonzi și țara merge înainte. Ori nu ne mai ocupăm de fundații. Aici este problema. Și acest film este un film fundamental pentru că pune o fundație, arată dispariția unei clase și este încă o dovadă ce important este textul în gura actorului. Și la perceptor să mă mai amâie cu foncire. Dar nici nu vrea să audă. Am avut de două ori întrunire la bancă. Credeam că ai să vii cu Cocoșelul și Dumitru lui Nare. Dar nu te-am văzut.
Ori te iei după prostiile care le-a spus Sugurlan și îmi faci opoziție. Adică cum? Venirea alegerile și nu ne văzuși pe noi votând? Sunt aproape inexistente mișcările de aparat. Cineva a avut odată... a avut odată interesul, mai țin minte, un cean, un student, tot aici le iată ce, a numărat că sunt numai 20 ceva de mișcări de cameră în tot acest film de două serii. Există și o secvență trasă însă numai din mână, în pădure. Dar în general această încremenire a camerei și faptul că e alb-negru, care, să zicem, a epurat fotografia de tot ce e culoare și de, să-i spunem, de atracție pentru ochi, și atunci spectatorul e canalizat spre text și spre actor, și actorii care într-adevăr au fost și ei minunați în filmul acesta, au adus, cred eu, oarece câștiguri acestui film. În funcție de, să zicem, de structura narrativă pe care ne-am, cum îi spune, pe care o hotărâsem la montaj, în care stabilisem, cum îi spune, lungimea, ritmul acelor cadre, în interiorul acestor, cum îi spune, în interiorul acestor segmente urma să plantăm, să creăm, să inventăm un univers sonor care nu exista în, cum îi spune, care n-a fost niciodată prezent în imagine, dar care trebuia să completeze, să suplinească, să completeze, să se alăture, să întregească, zicem, viața rurală, să zicem, acelei comunități. Băinile! Vezi când trece o barză pe acelea. Spune-i să te ajute, să se adune spicele astea. Păi degeaba te uiți așa la mine. Îngele, domnule, bine. Bă, ce bă! Ne scoate, bă! Curim! Hai, tate, le-a zis doctriștea, că ne apucă noaptea. Ho, bă, ce strigi așa? Vorbeam foarte mult după filmare sau seriile, când ne mai rămâneau serii, cu Stere despre a doua zi și, în general, la filmare cam știam ce și cum. Stere făcea o repetiție în curte sau în casă sau pe uliță, în funcție de cum era cu actorii, cum s-ar fi desfășurat ei firesc, și camera o puneam sau se punea ea aproape singură, cam unde e unghiul optim pentru, fără a încerca niciun fel de scărpinat pe după ureche, ci a povestit direct și cinstit ceea ce era de povestit. E bol de voie, Romete, cum e, bă, cu facultățile alea? Băi, Marge, dă-mă și tu o țigare. Auzi, nea Dumitre, dacă eu te-aș înjura acum de muierea dumitale, ce-i să zici? Că s-al dracului, nu? Cocoșină, ce are asta, bă? Vezi-ți, bă, taică de treabă, bă. Faci dumneata pe șmecherul. Dar o să vedem noi până la urmă cu el să-i pară rău. E, asta depinde după facultăți? Am terminat filmul, vorbesc așa, cu tot ce are el nevoie, cam prin 86. 86, la începutul toamnei, era deja cu tot, și cu zgomote, și cu tot, și au început să... Și au tot fost vizionări până cam un an și jumătate. Curcat! Curcat, mă! Curcat, Moromete! Păi nu roi. Curcat! Păi nu roi, nu vezi. Uneori aveai sentimentul că gata, îi dă drumul, după care iar se intra într-un cont ăsta de tăcere totală, nu știai, apare, n-apare... Și, în fine, brusc, așa, pe la începutul toamnei lui 87, m-am trezit că mă sună și cu aerul, știți cum, jocul ăsta al duplicității era extraordinar de bine însușit de oamenii din sistem. Ce faci tu așa, Gulea? Ce să fac? Bine, ce... Păi ce-i cu filmul ăla? Ce se întâmplă? Nu, când îl vedem și noi? Când îi dăm drumul? Păi, nu știu, eu asta așteptam. Adică să... Păi hai de stoarșul, să... Ia, vin la orizont! Salte înainte!
Salte înainte, n-auzi? Salte înainte! Mișcă-mă! Hai mai repede, mai repede, hai! Și i-au dat drumul. Reacția, să zic așa, a fost una destul de bună, chiar foarte bună, zic eu. Mario, mai lasă și tu lucrul ăla și vină la biserică să ascult Sfânta Evanghelie. În iad o să-ți ajungă sufletul. A, să mă duc eu în iad. Ce iadul? S-a întors cineva de acolo? De ce? Că n-o fi mai rău cap aici. Și sufletul? Ce e sufletul? A rămas ca unul dintre filmele despre lumea satului cele mai reprezentative. Bine, sigur, intră în asta și creațiile actoricești, care sunt pentru spectator sunt punctul de interes cel mai important, adică ce a făcut Rebenjuc, Luminița Gheorghiu, Mitică Popescu, Dorel Vișan, Florin Zafirescu și alții. Guvernul liberal, menținând starea de asediu 3 ani și cerând prelungirea ei și pe al patrulea, face o deplorabilă excepție. Haide! Cine e ăsta? Păi ăsta era tot și băncile școlii degeaba. Dar ce e? Rănist. Domnule, eu nu pricep cum devine chestia asta cu starea de asediu. Fiindcă ești prost. Merea puțin cam greu, că mai lucram la, în aceeași perioadă, la un film cu polonezii, Trenul de Aur, și cu aia lucram pe la Constanța, pe la asta, și făceam un pic de navetă. Mă, Nicolae, mama, ia-și tu secerea, așa, făcă-te de treabă. Hai! De ce, mă, Nile, nu-ți mai place manda? Păi și-a făcut și strustoră! 20 de perne și-a făcut! A luat tot spulciul lui Scamol! A fost o aniversare frumoasă în 2010. A fost ideea lui Vivi Drăgan să facă un drum în amintirea clipelor de la filmare petrecute atunci, în 85. Un drum chiar la Talpa ne-am dus, am văzut că ulița unde se află căsuța în care noi am filmat se cheamă Moromeții. Asta mi-a făcut mare plăcere. Ne-am reîntâlnit, l-am văzut și pe Nicolae, care era un băiat înalt, solid. După ochi l-am recunoscut. Așa. El e? Aha. Nu e el. El e. Da. Seamănă foarte. Uite-te la ochi. A rămas la ochi. Asta să filmezi. Băi, nu se poate. E adevărat. Nu e adevărat, mă! Ce mai frumos a fost, frumos a rămas! Ce mai cu ele? Ce mai cu ele? Bă, crescuși, bă! Eram crescuși, dacă eu eram mic! M-am dus la școală, bă. Am crescut! Crescuși, bă! Bă, cum? Ce bubucul să mă revăd! Dar noi nu mai puțin! 21. Eu l-am descoperit primul acum vreo 2-3 ani. Da, ne-am văzut în București. Da, da. Bă! De ce lași, bă, oile în porumb? Unde crezi tu, bă, pe moșia lui tatu? Pentru mine a fost o experiență extraordinară și, și irepetabilă. Practic n-am mai avut șansa și nu s-a mai putut să fac a doua oară așa ceva. Și a contribuit foarte mult la maturizarea precoce a mea. S-au dus cei de la producție la primărie, la comitetul de partid de acolo și au cerut pentru noi să putem să mergem la brutărie, să luăm pâini pentru echipă, dar noi nu le luam pentru noi. Noi duceam în fiecare zi vreo 200 de pâini în sat și n-am să uit niciodată expresia la care o auzeam când am venit pe la 4-5 dimineața sau uneori la 9, la 10, în funcție de cum era programul. Intram în sat cu autobuzul, auzeam voce, haideți bă că a venit aia cu filmul și ne-au adus pâine.
Suna foarte bine, îmi sunea mie în cap asta, aia cu filmul Aduc pâine la țăranii, care, vorba, erau pământenii grânarului țării, știi, adică era extraordinar. Și făcea o coadă frumoasă la spatele autobuzului și împărțeam pâini. Încercăm să mai avem speranțe că o să fie bine până la urmă în țara asta, pe care și eu și mulți, mulți o iubim. Am avut noroc să văd prin turneele pe care le-am făcut cu teatru sau ducându-mă în foarte multe locuri cu moartea domnului Lăzărescu. Deci să văd lumea în lung și în lat, să zic. Totdeauna mi-a fost dor și drag de această țară. Sunt foarte mulți moromete în jurul nostru. Nu-i vedem, nu se afirmă, sunt liniștiți. Stau pe la piața universității, rabdă de frig, de foame. Rabdă. E trist ce spun, dar și filmul Moromeții, dacă îl vedem și dacă îl revedem și dacă îl mai vedem, este un film care, în primul rând, pe autor îl stimează și, în al doilea rând, îl menține și îl va menține într-o actualitate permanentă pe Stere Gulea, care este un regizor extraordinar. Pregătiți-l pe ăsta, Micu. Plecăm. Cu ce să plecați, Ilie? Cum cu ce să plecăm? Cu căruța o să plecăm. Ilie. Ce? Dar ce e cu voi? Ce s-a întâmplat? Hă? Paraschiv și Cunilă. Ce e cu ei? Au fugit. Și-au luat și cai. Bine. Pregătiți-l pe ăsta, Micu. Deci a fost odată un destin care a decis ca un manuscris să fie văzut de Aurora Cornu, o femeie remarcabilă și care era un critic extraordinar de literatură. A fost odată un destin care a făcut totuși ca într-o epocă destul de ciudată, cu o cenzură infernală, să admită romanul. Poate că destinul a făcut ca totuși Marin Preda să nu aibă ingerințele pe care le-a avut în Marele Singuratic, filmul făcut de Micu. Și a fost odată un moment din ăsta de viziune peste care s-a coborât lumina. E vorba de momentul Stere Gulea, așa îl numesc eu, fără să fiu nici laudativ și cred că nici pompos în argumente. Este un film sobru, incitant, profund, special. Sunt foarte mândru că am fost cumva și eu pe acolo în acest film. De fiecare dată când mai aveam o vizionare, ne spunea, știți că s-a mai vorbit încă o dată despre Niculae, dar nu s-a luat nicio hotărâre. A rămas la fel ca și până acum, da? Deci Niculae, unde mergem noi, domnule? Doamne, a fost o perioadă benefică, a fost o perioadă creativă atunci, a fost bine. A fost bine, a fost cu noroc. Și am spus-o lui Gulea, asta pentru că m-ai luat și pe mine în filmul tău. Filmul acesta niciodată nu va răscoli patimile oamenilor, deși în film sunt foarte multe patimi. Aici este arta, aici este rostul artistului. Putem vorbi
că lumea creată de Marin Preda a devenit, ca să zic așa, mai adevărată decât lumea care a fost în realitate. Cum se întâmplă? Opera, în fond, devine o mărturie, o sursă și pentru a identifica o epocă și așa mai departe. Deci, cred că asta este, dincolo de reușita literară, artistică, cred că și asta este unul dintre factorii pentru care Moromeții, vorbesc în primul rând de roman, încă este prezintă interes. El s-a înțeles bine cu toată lumea, dovadă că e și filmul care i-a ieșit. Poate ne ajută Dumnezeu să mergem unde trebuie, domnule. Am făcut filmul până la urmă. Am zis și replica finală. Unde merg, Nicolae, domn? Unde mergem noi, domnule? În ceața aia de acolo și în răspântile alea care se ițeau la intea noastră din ceață. Am apucat un drum care n-a fost bun, după cum ne dăm seama acum. Da, mă rog, mai avem încă șanse. Mergem noi, domnule.